Coaliția dintre PNL, UDMR și USR s-a rupt în luna septembrie prin ieșirea ultimilor de la guvernare. S-a format o nouă alianță în care a intrat PSD, iar schimbările în teritoriu au început să apară. La Deva, de exemplu, după aproape 6 luni de la ieșirea de la guvernare a celor de la USR, a fost înlocuit din funcția de viceprimar Gabriel Ilieș din partea partidului mai sus menționat. Gabriel Ilieș a recunoscut că numirile de viceprimar țin de alianțele încheiate la nivel central, așa cum este și în cazul schimbării lui din funcție. Sunt la încheierea mandatului de viceprimar. Doresc să spun că a fost o onoare pentru mine să servesc Deva și cetățenii Devei din această funcție. Este o decizie politică. În momentul în care eu am venit ca și viceprimar, a funcționat o alianță politică, acum funcționează o altă alianță. La finalul mandatului său de viceprimar, unul de aproximativ un an, Gabriel Ilieș s-a declarat mulțumit că a contribuit la rezolvarea problemei termoficării la școlile din Deva și și-a exprimat speranța că și alte proiecte pe care le-a inițiat vor avea o finalitate. De asemenea, fostul viceprimar i-a urat succesorului său succes în funcție și a precizat că va continua să lucreze pentru Deva și din calitate de consilier local. A fost un mandat plin de provocări. Pentru mine cea mai mare provocare a fost cea legată de infrastructura școlară. Știm cu toți că un an de zile a fost problema asigurării apei calde și căldurii în școli. Iată că s-a reușit, mi-am adus și eu contribuția atât cât am putut. Rămân în urmă câteva proiecte pe care le-am inițiat, unul dintre ele mediatizat și de postul dumneavoastră de televiziune, este cel cu UNICEF-ul. În curând va intra și acesta în linie dreaptă. Sper că aceste proiecte, și sunt convins că aceste proiecte se vor continua, și doresc succes succesorului meu. Ca și consilier local, ce veți face în continuare? Datoria față de cetățeni, la fel cum am făcut și pe perioada de până acum. Noul viceprimar al Devei este Ovidiu Moș, de la PSD, acesta revenind în funcție după un an, după ce în anterioarele 3 legislaturi ocupase același post.